În curând o să fiu una cu Dumnezeu. 430 la oră. 430 la oră. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nu! Salut, retro, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou clip din testatul mașinilor. De această dată suntem într-un nou joc, nu mai sunt de pe City Car Driving, dar tot astăzi testăm niște mașini ale unor YouTuber. De această dată suntem cu mașina lui Alex Montrei. Bine, mașina asta este un BMW M4, din câte știu eu, Alex Montrei are un Serie 4. Nu știu exact, nu vreau să greșesc, să-mi spuneți în comentarii exact ce mașină are Alex Montrei, dar mie mi s-a părut că mașina asta seamănă cel mai mult cu mașina lui. Cam așa se prezintă la interior și la exterior se prezintă cam așa. Suntem alături de Miruna de această dată, ea o să mă ajute cu cronometrul. Mie mi se pare super mișto mașina, am încercat să o tunez, să-i schimb culoarea, să fie modul Alex Montrei, așa cu alb frumos, cu negru. Eu zic că mi-a ieșit destul de ok. O să facem 0-100 cu mașina asta, o să testăm în acest clip și mașina lui Payne, o să testăm și o mașină cu o viteză incredibilă. Haideți să dăm drumul la clip, nu uitați de like, dacă sunteți noi să dați pe acolo pe butonul de subscribe și pe clopoțel. Și nu uitați că aveți în descriere un link dacă vreți să participați la giveaway-ul de 100.000 de abonați, unde dăm o carcasă de 400 de lei la giveaway. Aveți linkul în descriere dacă vreți să participați. Extragerea o să facem la 100.000 de abonați. Între timp puteți să vă duceți să vă înscrieți, ok? Haideți să dăm drumul, îi dăm tare. Am dat jocul pe auto, adică în momentul de față nu schimb eu vitezele, pentru că am vrut să fie cât mai ok 0-100-ul și să nu fie greșel de la mine, pentru că mulți mi-au zis în comentarii că nu știu să schimb, așa că o să las jocul să schimbe, să nu mai existe comentarii. Bă, dar chiar arată bine rău BMW-ul ăsta. Nu știu de voi, dar chiar arată bine, Miruna. O să ne ducem acum la pe autostradă să o testăm. Chiar arată bine. Hai să ne ducem pe autostradă. Vreau să-mi spuneți în comentarii, pentru fiecare mașină al lui Payne și al lui Montrei, cât credeți că o să facă 0-100? Deci pentru Mustangul lui Payne vreau să-mi spuneți cât o să facă 0-100 și pentru BMW-ul lui Montrei vreau să-mi spuneți cât o să facă 0-100 în comentarii. Bă, câți dintre voi o să ghiciți? Bă, eu aș zice că mașina asta o să scoată până în 5, până în 5 secunde. Eu zic că scoate până în 5 secunde BMW-ul ăsta. 3, 2, 1 și... Hai. Și dă-i 5 secunde fix, ești nebun? Din păcate nu o să se vadă ca lumea pentru că e pe invers, pentru că e mirror-ul de ecranul, dar 5,01 secunde. Ok, o să mai încercăm încă o dată, Miruna. Și o să facem data asta și 0-100, așa că o să vreau să-i dai tur acolo, ok? Ok. Nu știu, să-mi spuneți în comentarii în ce joc preferați să testăm mașinile. Preferați să testăm mașinile în Forza Horizon? În Forza Horizon sunt în principal numai mașini sport, adică nu putem să găsim o Skoda, nu putem să găsim mașini care nu prea sunt așa sportiși. Așa că nu știu ce să zic, dar să-mi spuneți în comentarii în ce joc preferați să testăm mașinile pe viitor. Astăzi am zis să facem un episod mai special. Când zic 100, apeși acolo. Da, okay, okay, da? Da. 3, 2, 1 și... Pornim cam greu. Și 100. Sunteți gata? Și... Dă-i! Cât a făcut? 4,95 și 13,46. 13,46? Da. Deci a făcut 0,200 în 13,46 de secunde. Miruna, a făcut un screenshot. Și o să ne ducem acum să testăm cu Mustangul lui Payne. Și vreau să vă întreb ce părere aveți de cum am făcut Mustangul, pentru că fiecare mașină am încercat să o fac exact cum o are fiecare YouTuber în viața reală. Așa că ne ducem aici la Change Car, dăm la Manufacturer aici, dăm la Ford, pentru că Mustangul este un Ford. Ia uitați, guys, cum arată Mustangul ăsta. Am căutat la ultima postare a lui Payne de pe Instagram și așa arată Mustangul lui. Este efectiv albastru ăsta țipător și bă, n-am ce zice, chiar arată și maker. Tu ce ai preferat, Miruna, între un Mustang și ce ai văzut adineaura, BMW-ul la M4? Asta arată mai bine. Asta arată mai bine? Da. Uite bordul cum arată. Dar îmi place mai mult bordul la celălalt, sincer. Îmi place mai mult bordul la celălalt, dar da, îți place exteriorul mai mult la asta. Da, da, da. Am înțeles, ok. Hai fi gata, Miruna, că îi dăm drumul și la asta. Ok. Am impresia că Mustang-ul se ducă poate mai mult, nu știu, rămâne de văzut acum. Deci nu uitați, îmi spuneți în comentarii exact ce model de mașină are și Payne
Să nu uitați să spuneți în comentarii ce model de mașină are și Payne și Alex Montre, pentru că eu am încercat să fie cât mai asemănătoare, dar sunt destul de greu de găsit în jocuri să fie exact același lucru, dar am încercat să fie cât mai asemănătoare și sper să nu vă supere treaba asta, pentru că am văzut că mulți îmi ziceți în comentarii uneori când greșesc modelele, sunt destul de greu de găsit fix aceleași modele. Hai Miruna, 3, 2, 1 și... E da, da? 3, 2... Și... 5! Tot 5! Hai să mai încercăm o dată. Și... Îi dai... Acum! 4.80 de data asta. Ba, a scos puțin mai ok Mustangul. 20 de secunde, de milisecunde, de fapt, actually. Nu știu ce să zic. Hai să testăm 0.200, Mirna. Hai să testăm 0.200. Uite pe ăștia cum se plimbă pe aici. Fii pregătită, da? 0.200. Cealaltă mașină a făcut 13 cât? 40. Da, 13.40. Hai să vedem. Și 100. Haide, haide, Mustangule, hai. Ia repede, mai repede, 200 cred. Hai, 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 Mustangule și... Dă-i 14.66. Și cât avea? Tot 14.60, nu? Nu, ăla a avut... 13? Da. A, cu o secundă mai mult. Yikes, man, hai că am avut și parbiți dacă e. Da, deci aparent Mustangul la 0.200 s-a descurcat mai prost decât BMW-ul la 0.200. Dar au avut cam aceeași accelerare sau au avut accelerare mai bună la 0.100 Mustangul, nu-i așa? Da. Da, nu știu cum e în viața reală, să-mi spuneți comentarii în viața reală cum se prezintă dacă... Mamă, ce am făcut, am intrat și eu puțin, mamă, cum am ajuns cu Mustangul ăsta, pain, îmi pare rău, tată. Fix înainte să schimbăm mașina, mi-am adus aminte că am uitat să testăm ceva, Miruna, am uitat să testăm top speed-ul. Așa că hai să ne ducem aici, îi dăm stop și testăm mai întâi cu Mustangul. 3, 2, 1 și hai. Oricum nu contează 3, 2, 1 și că... Na, vedem acum care prinde mai mult. Băi, eu zic că BMW-ul o să prindă mai mult. La cum a făcut 0.200 Mustangul mai slăbus cu o secundă, eu zic că BMW-ul. Mamă, dar cum se prezintă, cum se prezintă parabrizul ăsta, săracul. Cred că mai bine stau așa. Uite așa. Și spatele. Mamă, și spatele l-am făcut praf să mor. 260. Haide, haide, haide. Nu poate mai mult? Oh, shit. Oare cât are top speed-ul Mustang-ul? Stock. Fără nicio șmecherie. 270 de km la oră. Bă, eu zic că prinde și 280. Prinde și 280. Hai cu 280-ul. 280, good, 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 good. Good, 280, da, nu, am pierdut, gata. Are 280. Hai să zicem un 280, poate mai puțin mai mult. Nimic exagerat, ok? Hai să încercăm și cu cealaltă mașină, că am uitat să testăm top speed-ul la cealaltă mașină. O să-i dăm drumul acum cu top speed-ul la BMW din tunel. Hai, bam. Eu zic că o să fac mai mult, cealaltă a făcut 280, nu? Da. Zic că face mai mult mașina asta. Zic un 300. Zic un 300 cred că prinde M4-ul ăsta. Deci v-am zis, fiecare mașină este stock. Dacă le-aș fi tunat, probabil ar fi ajuns la mult mai mult și ar fi avut o accelerare mult mai bună. 240, de că urcă lejer. Te-a făcut repede. Da. 260, ia uite. Haide, haide, haide. Acum urcă, ia uite cum urcă. 280. V-am zis că prinde 300, prinde mai mult de 300. 310. Un 310, bine. Da, deci aparent la top speed s-a descurcat mai bine BMW-ul decât Mustangul. Ok. 313. Și cam cam atâta. Cam atâta s-a terminat. Mamă, i-am spart și ăsta parbrizul, gata, s-a terminat, gata. Deci vreau să văd, te rog. Vrei să vezi? Da, bine, Miruna. Cât de spartă e. Nu cred că e foarte spartă. E, no. E ok. Da. Aici este la polish, este la polish, Miruna, nu e problemă. Acum o să testăm cea mai rapidă mașină pe care o am eu aici, ceea ce cred că este Bugatti-ul ăsta Chiron, pentru că are 10 la speed, 10 la accelerare, dar are 9.4 la handling. Asta e singurul minus. O să dăm aici 4x4, îi dăm aici ok să ne fie livrată. Și haideți să vedem cât de bun e Bugatti-ul în comparație cu mașinile youtuberilor. Ce bine arată. Mamă, cum arată. Om, să arate mie, n-am Bugatti, îți dai seama că are Bugatti. Hai să vedem, ești gata? Da. Te ții bine? Îi dau direct, nici nu mă mai opresc. Și... 100. Și... Te-ai oprit? A, 2.59 a făcut 100.
Ok. Să-i dai cu lap, da? Și 100 200. Acum zic puțin mai repede, dar 5, 5, 4, 4, 0, 200. Mamă, cum am făcut, frate. Stai care 320, am 320 la oră. Am 320 la oră. 360. Hai, că nici n-am ajuns la 360 și că am ajuns. Doamne. Uite-te cât am, 400. Bă, ajung în Dumnezeu. Sunt una cu Dumnezeu în curând. Bă, ești nebun, uite cum se vede. În curând o să fiu una cu Dumnezeu. 430 la oră. 430 la oră. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Nu! Mamă, nu știu cât am avut. Cât am avut? 430 aproape. 430 aproape? Da. Mamă, ce a fost asta, frate? Acum, o să vreau să fac un challenge cu Bugatti-ul ăsta, pentru că nu mai am timp să mai testăm încă o mașină. O să facem un challenge să testăm cu viteză maximă, să trecem prin festival și să încerc să ajung în capătul celălalt al festivalului întreg, Miruna. Ok? Ok. Hai să vedem. E și noapte, e chill. Mamă, dar am deja 170 la oră, adică... Tu își dai seama cum se simte asta în viața reală, cum te bagă în scaun? Nu vreau să știu, în realitate. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. 300 la oră, prin festival. Simte tunelul ăsta. Wow! Băleu, 340! Mamă, Miruna? Ok. 340, am trecut fără probleme, dar ce? Cum să mai iei curba asta, ești nebun? Cum să mai iei, mă, curba asta, că n-ai o treabă, hai, că am ieșit la păscu. Da, asta am ieșit la păscu cu Bugatti-ul, nu-i problemă, nu-i problemă, nu-i problemă, mă, cum se vede. Și... acum puțin în pădure. Primul copac al meu a fost. Cam atât a fost cu acest clip, sper că v-a plăcut, nu uitați, dați video acolo pe butonul drag dacă vreți să ne facem clipuri pe viitor, să-mi spuneți a cărui YouTuber vreți să mai testăm mașina în următorul clip. Eu am fost Andrei Adul de Miruna, nu uitați de like, follow pe Instagram, subscribe și să participați la giveaway-ul din descriere. Eu am fost Andrei și mi-am dorit, v-am salutat. Bye, bye!